Român este un jucător care a jucat mai mult la FCSB din realizările individuale instinctive, din momente de joc. N-a avut continuitate. S-a vândut pe o sumă bună. Da. În momentul când a intrat într-un joc organizat, într-un campionat care după părerea mea tacticizat este numărul unu din lume, chiar la o echipă care se bate la retrogradare și a fost canalizat în niște trasee și automatisme de joc și s-au efic eficientizat calitățile, a primit o ofertă după o singură lună de zile de 30 de milioane de la Inter sau de la Juventus. Eu nu cred în ofertă așa de cred, Eu 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 cred nu și nu să, o să-ți spun că uh, ai să vezi o să-ți demonstrez chestia asta, că Denis Mann, la calitățile care le are canalizat în industria fotbalului italian și ajungând la complexitatea tehnico-tactică, repet, pe calitățile care le are, va face pasul la una din primele 5-6 echipe din Italia. Notează chestia asta aici Mi? și eu să o să-ți să reamintesc. Și Mihaila de Mihaila ce și Și Mihaila la fel. Și Mihaila la fel. Mi se pare Mihaila peste mână în momentul Mihaile, sunt doi jucători diferiți. Mihail este un jucător pe care să-l pui în valoare da. și care să plece în bloc și dintre funda și central Așa. cum face și să lovească foarte bine și să facă penaltiuri. Iar Man este un jucător de construcție, un jucător de pasă inteligentă care vine cu jocul din spate. Sunt doi jucători diferiți. Dacă mă întreb cine ajunge mai repede, este clar că Mihail are un plus pentru că are această explozie de care ai nevoie într-un campionat tacticizat al okay. calității în Ca care și vin și te, te, te curăță, te scot în reclame dacă nu joci. Hop, 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 repede. Okay. Mihaila are chestia asta, s-a născut cu chestia asta. Da, Viteză... Mand de exemplu, la uh, Revan, în meciul pierdut de națională cu 3-2, are două momente înainte de primul gol al Armeniei în care greșește o pasă pe care o încearcă, o pasă nici n-aș spune că era o pasă decisivă. Încearcă niște pase riscante în fața careului armean. Din ambele pase care sunt greșite, pleacă două contraatacuri ale Armeniei, al doilea e gol. Tot din, din faptul că sunt nesincronizări și că uh, uh, echipa națională încă nu este un bloc funcțional. Jucătorii greșesc. Poate că se face. Jucătorii... Uite, ne întoarcem aici. Iartă-mă un pic. Vreau să te întreb o chestie. Chiar nu e nimic bun din ce a, din ce -a făcut naționala lui Rădoi în meciurile astea? Nu ți s-a părut nimic bun din ce ai văzut la televizor? Vreau să spun ceva. Naționala păcălește puțin. Încearcă să joace ofensiv, dar a juca ofensiv da. înseamnă să antrenezi polivalența și să ai jucători polivalenți pe care echipa națională încă nu i-are. Să știi că pentru a, pentru a fi ofensiv trebuie să ai o echipă în care cei mai buni atacanti să fie fundași laterali. Cei mai buni atacanți să fie și central care își asumă responsabilitatea acțiunilor individuale și pe construcția atacului pozițional. Ies, cu joc, ies, că... ies cu joc de pase scurte Chiric și se transformă în al, în al patrulea sau în al cincilea mijlocaș pe construcția atacurilor poziționale, fiind acoperiți de alți jucători. Trebuie tot timpul să ataci acoperindu-te cu jucători care pe minge pierdută știu să taie jocul și să nu primești gol echipa națională deocamdată se aruncă, nu a ajuns la greutatea și consistența ca acești jucători să schimbă sistemele de joc în funcție de adversari jucăm cu posturi fixe, eu când aud Ăla trebuie să joace la ăla, că îl putem anihila cu ăla Dar sunt miliarde de situații într-un joc în care adversarul poate să facă altceva da, Aici curând. sunt lucruri de organizare a jocului Întotdeauna la fotbal cineva este de vine. Dacă centrează ăla de pe partea dreaptă, el devine fundașul stânga Că n-a pus piciorul și n-a scos în corner Dacă ăla dă cu capul din careu, el devine fundașul central Că n-a sărit la cap Dacă e gol de la 30 de metri, e devine portarul Pentru că a luat gol de la 30 de metri